În semn de recunoștință față de implicarea și devotamentul medicilor pentru ca sucevenii să revină cât mai curând la normalitate, Teatrul Municipal Matei Vișniec va oferi exclusiv cadrelor medicale cel mai iubit spectacol pus în scenă de actorii suceveni, Pisici, în regia lui Bobo Burlăcianu, în data de 24 aprilie. Intrarea este liberă pentru salariații Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava. Potrivit reprezentanților Teatrului Municipal Matei Vișniec, a trecut un an de când Suceava ținea capul de afiș al tuturor știrilor. Încet, cu pași mărunți și multă responsabilitate, suntem din nou în top. De data aceasta, la capitolul Așa da, suntem de câteva săptămâni bune la cea mai scăzută rată de infectare din țară, iar de câteva zile am intrat în scenariul verde. Pe lângă efortul tuturor cetățenilor acestui județ, un merit remarcabil, îl au cadre medicale ale Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, cele care au dus pe umerii lor tot greul acestor vremuri. Este un gest mult prea mic din partea noastră față de ceea ce am primit în schimb de mai bine de un an de zile. Mulțumim Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava.